În primul rând, ca fumigație, tămâia are un rol important în aromoterapie, având un puternic efect de relaxare. Se spune că inhalarea fumului de tămâie ajută la limpezirea minții, substanța fiind folosită frecvent pentru rugăciuni. În acest scop se poate folosi și uleiul esențial de tămâie. Acesta are efecte favorabile în afecțiunea ale căilor respiratorii superioare, bronșite, laringite, tuse, fiind utilizat sub forma de inhalații, comprese sau în candelă este tonifiant pentru piele, având în același timp proprietăți antiinflamatoare și astringente. Inhalarea aburilor de tămâie este recunoscută în anxietate, stres, stări tensionale. În stări de anxietate se face în dormitor o fumigație cu tămâie înainte de culcare. Somnul va fi foarte liniștitor. Tămâia sub formă de fumigație este adjuvantă în psihozele și nevrozele grave. Extractul de tămâie se folosește și în industria parfumurilor datorită calității sale de a se evapora încet. Îndepărtează pietrele de la rnichi. Tămâia sub formă de tablete care se sug, ajută la inflamații cronice ale gâtului. Specialiștii în medicină și farmaceutică caută de mult timp un înlocuitor pentru cortizon care este folosit în aceste inflamații cronice. Se pare că tămâia este un leac foarte eficient. Pietrele la rinichi pot fi eliminate cu bobițe mici de tămâie și ulei de măsline. Este un leac vechi care dă mereu rezultate bune. Tratamentul se ține 23 de zile. În prima zi se începe cu un bob de tămâie învelit în miez de pâine, care se înghite cu o lingură de ulei de măsline. A doua zi se iau două boabe și tot așa până la 12 bobițe, cantitatea de ulei rămânând aceeași. În a 13-a zi, numărul bobiților scade. Este bine să înghițim tămâia fără a o ține în gură, deoarece dacă atinge dinții, atacă smalțul. Pentru a nu apărea accidente din cauza contrafacerilor, nu va fi folosită inter decât tămâia procurată din magazinele și farmacile naturiste, pe ambalajul căreia se menționează explicit că poate fi administrată pe cale orală. Aromă cu efect de medicament. Smirna este și ea un ingredient sfânt cu puteri medicinale, are acțiune antiinflamatoare a căilor respiratorii, este întrebuințată și ca antioxidant, antiseptic, astrigent, caraminativ, deodorant, sedativ și expectorant. Smirna ajută la curățarea rănilor și tratarea răcerilor și a infecțiilor fungice. Până la apariția morfinei și altor calmante de acest gen, smirna era cel mai utilizat analgezic. În prezent, găsim această rășină în componența unor paste de din și a unguentelor pentru tratarea problemelor dermatologice. Uleiul esențial de smirnă are efect puternic de relaxare asupra corpului, dar poate fi folosit cu succes și în tratarea multor probleme ale pielei, exeme, dermatice sau chiar ușoare, precum și pentru îndepărtarea infecțiilor fungice. Pentru indigestie și balonare se iau 2-3 lingurițe de infuzie cu un sfert de oră înainte de a mânca și la câteva minute după ce a mâncat. Acest preparat are efecte stimulante puternice asupra digestiei pe care o normalizează. Pentru mâini și picioare reci se vor face fricționări energice ale mâinilor și picioarelor cu infuzie concentrată de smirnă, obținută din 3-4 bobițe din această rășină la o jumătate de pahar de apă. Tinctura se prepară astfel. 10 grame de smirnă se lasă vreme de 7 zile să se dizolve în 100 ml de alcool alimentar de 90 de grade într-un borcan închis hermetic. După trecerea acestui interval de timp, preparatul se poate utiliza administrându-se în intern o linguriță diluată în jumătate de pahar de apă de 2-3 ori pe zi. Nu folosiți decât smirna din magazinele naturiste. Tămăirea este așa de însemnată încât ea se face la toate rugăciunile mai de seamă pe care le rostește preotul. În vremea Sfintei Liturghiei se face de 4 ori. Cea din tâi e cea din vremea când se pregătesc pâinea și vinul pentru a fi prefăcut apoi în trupul și sângele Domnului. Fumul acelei tămăieri înseamnă întunericul ce s-a făcut peste tot pământul în timpul răsânirii Domnului. A doua se face în timpul citirii apostolului. Prin ea se arată buna mireasmă învățăturilor dumnezeiești, predate nouă prin Sfinții Apostoli în tot locul unde au predicat ei. A treia tămâiere se face în timpul cântării herovicului, aceasta închipuie norii pe care va veni Fiul lui Dumnezeu după cum zice El însuși. Și atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu putere și cu slavă multă. Cea de-a patra tămâiere se face la acțion, adică atunci când preotul spune din altar, mai ales pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria.